făcut. Mai repede. Ce? Și noi? Da. Joacă-i pentru toată familia. Teo, nu ți-ai cam plictisit de telefon? Ba, da. Lecțiile sunt online, temele le amânăm. Ce ne facem? Ne culcăm? Nu! Dar ce să facem, Teo? Nu știu. Mami! Super Mami a venit! Bineînțeles că am o soluție pentru voi, ca de fiecare dată! Priviți ce am organizat în curte! Acesta este un traseu aplicativ pe care voi îl veți parcurge în diferit timp, în diferite ipostaze. Veți vedea la momentul potrivit. Iar dacă și voi vreți să vedeți ce le-am pregătit fetelor, dați repede like acestui clip. Și abonare! Haideți să strângem la acest video 10.000 de like-uri! Gata, mami! Ne-ai convins! Să începem! Și gata! Telefoanele. Hei, dar nu așa, ce faceți acolo? În mod organizat. Atenție, vreți să fiu și eu comandant ca mama Melimi? Ordinul nu se discută, ci se execută. Soldatul Melissa, ai o pedeapsă, vei face 15 așezări în loc de 10. Nu, te rog! Dacă vreți ca acest traseu să fie distractiv, amuzant, relaxant, funny, haideți să fim un pic organizați. Yay! Prima probă. Proba în picioare. A little later. Ce faci, Teo? Vezi parcurge, mers nord, mers lateral pe această bârnă, bine demonstrează. Ați văzut? Așa trebuie să începeți. Executați mers lateral pe bârnă. Dar până acum Briana nu putea să se urce. Bravo, Bri! E super! Numai că direcția va fi de aici, în partea aceasta. Poate și Briana. Apoi veți face o rostogolire pe tălpi, peste această, pe sub această bară. Așa. Bravo! Apoi veți merge până la acest tobogan pe care îl veți folosi. Demonstrează-ne, Bri! Bravo, Bri! Apoi, Mara, veți alerga până la căsuță. Veți urca, veți aduna și aranja florile. Ah. După care te vei da pe tobogan. Hai, Mara! Super! De aici vei plimba căruțul până la staune. Te o demonstrează. Acum, Mara, arată-ne cum vei trece de pe un staun pe altul și apoi jos. Ta-da! Și ați ajuns din nou la start și acesta este traseul. Vă vom cronometra să vedem în cât timp veți executa fiecare dintre voi. Bine! Prima va fi Teo! Atenție, tati, pregătește-te, treci cu fața pe locul! Fiți gata! Pornim! Și mers lateral, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo, că poți! Bravo! Alergă și vine-te de vară, pe rostogolirea! Bravo, Teo! Pregătește-te, tobogan! Adună și aranjează florile. Hai, Teo, că poți! Hai, Teo! Bravo, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Bravo, Teo! Bravo, Teo! Super! Hai, Teo! Alunecă-te pe tobogan! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, 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 hai! Acum plimbă căruțul până la scaune! Super! Lasă căruțul! Urcă-te! Apoi coboară! Și... ce stop! 41 de secunde! Bravo, Teo! Bate! Mai puțin de un minut pentru tot traseul! Da? Rândul mare! Atenție, dăm resetare, te dai jos, Teo a pornit de jos. Pe locuri! Fiți gata! De jos am zis! Păi de jos! Pornire! Hai, Mara! Hai, Mara! Hai, Mara! Hai, Mara! Amine! Hai, bravo!
bravo, Mara, dă-te, dă-te pe domogan și te urcă pe Mara. Atenție, aici să fim căruțul. Vom relua acest traseu, nu se pune Mara. Acum, rândul marei, traseul este organizat la loc. O să vedeți în bloopers ce s-a întâmplat. Pe locuri, fiți gata, pornește, lateral! Înapoi, penalizat, înapoi, înapoi! Nu, no, de la capăt, încă o dată, înapoi, 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 înapoi! Iarăși! Hai! Aleargă, roata pe tăl, bravo, hai! Hai, Mara, hai! Hai, aranjează florile! Aranjează florile! Plimbă căruțul. Mergi către scaune. Stop. Și stop. 41 de secunde. La fel ca Teo. Egalitate. Teo. Ai greșit, ai fost penalizată. Oricum, pentru că ești mai mare, ar fi trebuit să-ți pun o penalizare din start de 10 secunde. Acum vrea și Bri! Și Bri a strigat, filmează-mă! Bri vrea și ea, uite, aranjează florile! Bravo, Bri! Ești o deșteaptă, Bri! Hai, Bri, hai, hai! Hai, Briana! Hai, Briana! Bravo, Bri! Bravo, Bri! Hai, Briana, acum pe tobogan! Hai! Briana, hai! Briana a făcut tot traseul singur. Hai, Briana, aici, căruciorul! Hai, împinge-l! Hai, împinge căruțul până la scaune! Hai! Bravo, Bri! Super! Și acum pe scăunele. O ajută mami. Hai, Bri, hai! Hai că ea poate să se urce. Aici o ajut. Hai, Briana! Ce faci, mama? Așa, uite cum vreau. Hop, bravo! Și acum te duci la capăt. Hai, dă-te jos. Ce amuzantă e. Vrea și el la paralel. Hai, Briana. Hai, Briana. Super. Bravo, Bri. Jos. Hai, Briana, hai. Super, hai, Briana, Bri. Hai. Bravo, Bri. Ia priviți-o. Este foarte competitivă Briana noastră. Înapoi la ea. Hai, Briana, hai. Și acum le pune înapoi. Vezi că dacă florile sunt sus, ea trebuie să le pună jos. Dacă sunt jos, să le urce la loc. E foarte deșteaptă și sunt mândră de ea. Bravo ție. Bravo, Bri. Și hai, acum Briana. Pe tobogan. Hai, Bri. Bravo. La bârnă n-ai făcut, arată-ne și pe bârca. Bravo, hai, Briana! Uh-huh. Tata, hai! Hai! Hopa! Încă un pic! Hai! Bravo! Ea nu înțelege când se termină traseul. Declarăm câștigătorul și încheiem vlogul? Voi că nu ați făcut! Mai repede! Ce? Și noi? Da! Joacă-i pentru toată familia! Așa e, voi trebuie să faceți pe paralel! Hai să vedem! Mara aranjează în florile, dăm căruțul. Acum voi sunteți organizatorii. Cine mă cronometrează? Eu! Traseul e pregătit? Mi-e cam frică! N-am mai făcut de mult sport! Pe locuri! Fiți gata? Start! Hai, mami, hai să te vedem! Hai, mami, ia să vedem aici. Cum ai zis că vrei să faci? Uite așa. Wow. Și aici? Uite așa, ca să nu... Să nu-l rupem. Hai, mami, hai să vedem. Hai să vedem cine câștigă. Ești mai bună ca fetele? Mi-a scos o floare. Nu se pune. Nu e aici. Deci, pa. Nu e vina mea. Hai, mami, hai! Hai, mami, hai! Și stop! 45! Eram aici și scria 41. Păi da, până a apăsat stop a durat.
Nu se pune. 45. Trebuia să cronometreze cineva mai mare. Nu, 45. Bine, 45, dacă ziceți voi. Acum, tati, să mergem să aranjăm florile, să ducem căruțul la locul lui și eu voi cronometra de data asta. Hai, tati, să te vedem la paralel. Hai, să te vedem, tati. Pasateral. Bravo, tati, ești bun. Some get hooked. Nu cred. Sus, hai. Penalizare 5 secunde. Aici peste, tati. Hai, tati, că poți. Gata. Să vedem ce face tati la tobogan. Nu te dai pe el. Peste. Plimbă căruțul, tati. Hai, tati, hai. Și. 47, 49, 50, 51, 52 de secunde. Hai să lăsăm așa, e bine așa. Bravo, tati, felicitări! Sperăm că v-a plăcut challenge-ul nostru de astăzi. Atenție, părinți, trebuie întotdeauna să vă jucați cu copiii voștri pentru ca ei să se simtă împliniți. Copiii se bucură foarte mult când voi vă jucați cu ei și nu-i lăsați singuri să se joace. E normal să aveți și momentele voastre personale, dar e foarte bine să împărțiți timpul și cu cei mici. Ia da? Uitați! Deci tata a găsit o tată. A pus mâinile așa. O să le pună cu teasca. Deci nu se poate face. Deci nu se face așa. Că nici eu nu pot să fac. Așa. Dar mi-a pus... Ai, mi-a mă bloche. Așa. Dar cum trebuia să pun mâinile? Cu fața. Așa. Așa? Da, așa. Și te dai peste cap. Pui picioarele sus și te dai peste cap. Și dacă se rupe? Nu se rupe! Picioarele printre mâini. Hai, picioarele printre mâini. Așa, hai și dă-te peste cap. Hai, tati. Hai, nu așa, dă-te peste cap, sărim. Așa. Ce bucuros e, ca un copil că i-a reușit, nu pot să cred. Mara, un profesor foarte bun de gimnastică. Atunci când era în formă, voia să se facă antrenoare de gimnastică. Nu știu dacă are aceleași gânduri și acum, dar ea perseverează. Mulțumim, Mara, ești tare. Ok, sperăm că v-a plăcut vlogul nostru. V-am pupat, pa. Și dacă și voi vă jucați cu părinții voștri sau și voi vă jucați cu copiii voștri, dați-ne repede multe like-uri. V-am pupat, pa.